magazin. E mare. Același lucru. Foarte tentat. O campanie prin care se primeau vouchere la EMAG, dar de fapt site-ul nu era EMAG. Cei care erau atenți erau redirecționați pe un site unde li se luau toate datele. Mai mult, trebuiau să introducă datele unui cont. Cine nu era atent, contul nu era specificat și cădeau într-o capcană în care puteau da datele contului de mail, puteau da datele conturile pe telefonul mobil, unde sunt salvate toate contactele, toate mesajele. O campanie care tot la fel a făcut foarte multe victime, pentru că acea imagine falsă a site-ului EMAG era făcută, era reprodusă foarte bine. Wizz Air, campanie cu bilete de avion, promoționale, o pagină de Facebook de data aceasta. Nu era pagina oficială Facebook, Wizz Air, nu era pagina lor, nu era contul lor pe Facebook oficial, era un cont, așa cum vi s-a întâmplat dumneavoastră, era un cont fals, care nu a fost raportat ca fiind un cont fals, capcat pentru cei care, pentru doritorii de bilete gratis de avion. Și aici aș vrea să amintesc, chiar dacă nu avem un site în spate, de o campanie pe care am avut-o împreună cu cei de la Microsoft pentru fraudele cu suport tehnic fals. Ținta nu era chiar dumneavoastră, erau persoane puțin mai în vârstă, dar asta nu înseamnă că nu puteți fi targetat sau nu puteți primi telefonul dumneavoastră. De fiecare dată era speculată, venita slabă, omul, și mesajul telefonic presupunea asistență pentru a repara ceva din sistemul de operare, care mai apoi ducea pentru accesarea unui link la pierderea datelor, ba chiar se cereau și bani. Ce este important de reținut este faptul că niciodată o companie, Microsoft niciodată nu sună din proprie inițiativă pentru astfel de servicii. Tot timpul clienții apelează compania Microsoft. Această disponibilitate în a veni întâmpinarea dumneavoastră era de fapt o înșelătorie. Ceea ce se observă, trendul internațional și statisticile arată că astfel de înșelătorii sunt pe un trend crescător. Iar lucrurile nu stau tocmai bine, pentru că se exploatează foarte mult vulnerabilitatea, așa cum spuneam, este o inginerie socială. Nu este numai un atac care presupune o parte tehnică. Este și o componentă de inginerie socială, unde naivitatea sau neatenția omului este speculată. Cu resurse puține, atacatorii au profituri maxime. Dacă pot să intervin, sigur, pentru sigur. Că e momentul potrivit, de altfel pentru acest tip de scam, de înșelăciune, cu suport tehnic fals, care în România a fost observat în primul pentru Microsoft, primele cazuri au fost raportate la CEP. Așa am aflat de primele cazuri și așa au putut să fie luate măsuri, inclusiv educaționale, de informare, a fost și o campanie la metrou, București, am avut și campanie împreună cu CERC și cu poliția și pe Facebook și pe prin apariții publice. Practic CERC a fost foarte important și văd că odată cu acest 1911, cred că importanța va crește. Așa cum vă spuneam, în regiune, pentru că Domnul și de alte țări, România a fost cea mai rapidă la a le găsi aceste tipuri de atacuri, tocmai datorită faptului că oamenii s-au dus către CERC și au raportat. Primele au fost în noiembrie și noi am început deja în decembrie acțiunile de conștientizare. Ce vreau să mai adaug și am văzut că apare și în toate celelalte slide-uri. Mai este un element la toate aceste schemuri. Îți dă impresia de urgență. Trebuie să suni în următoarele 5 minute. În următoarele 3 minute, nu suntem decât 100 care am fost aleși, dacă nu ne grăbim să dăm telefon sau să dăm click,
o să pierdem ocazia. Practic, nu te lasă să te gândești și să aplici bunul simț în evaluarea unei situații. Și, într-adevăr, au fost oameni care au plătit, au pierdut sume cu mai multe zerouri, inclusiv în România, într-astfel de tipuri de înșelăciuni. Și mai nou, nu mai apar doar la telefon, apar și sub formă de pop-up. Deci, tot așa cu preluând brandul, cum am văzut și brandurile de la Wiz, de la Emag, de la Poșta Română, la fel le preiau și pe cele ale Microsoft. Și dau aparența de originalitate. Este foarte important aici, lucrăm de asemenea cu Centrul pentru Găsirea de Soluții Tehnice, ca astfel de pop-up-uri să fie blocate. Mulțumesc! Cu mare drag și vă încurajez pe echipe, ori aveți întrebări să interveniți. Probabil vom sculta ultima porțiune de întrebări și răspunsuri și de aceea, pentru a nu pierde momentul, de câte ori aveți o neclaritate, chiar vreau să adresați întrebarea pentru a clarifica sau a punta mai bine elementul respectiv pe moment. Într-adevăr, cele mai multe alerte ne-au venit de la numărul unic 1911. Ce este important de reținut este că apelul dumneavoastră este foarte important. În primul rând, pentru că primiți un sfat. Chiar dacă s-a întâmplat incidentul la dumneavoastră, vă putem sfătui să vă adresați imediat poliției, să vă adresați imediat băncii, care este procedura de închidere a cardului, cum puteți recupera, ce se poate face. Dar important este că îi puteți ajuta pe ceilalți. Mesajul dumneavoastră, verificat de cert, se devine imediat o alertă pentru toți cei care pot să fie victimele următoare ale unui astfel de incident. Însă, din păcate, nu suntem doar victime. România mai are și faima de a fi generatoare de astfel de incidente. Și aici vorbim deja de un lucru grav numit criminalitate informatică. Am să vă dau doar câteva exemple de cazuri în care oamenii deja au fost extrădați, săvârșesc pedepse în America. Este vorba de campanii de phishing. În site-ul anterior era vorba de o campanie de phishing foarte bine targetată. Aici este vorba de foarte mulți români care au compromis site-urile a două bănci europene. Iar în continuare este vorba tot la fel de niște români care au infectat calculatoarele unor oameni, preluând controlul, preluând datele din calculator, cu mai mult, aveau acces la acel calculator și inclusiv îl puteau să pune să mineze criptomonedă. Și
da, a fost o chemeriță americană pe care Hedorul ar fi întâlnit-o într-una din excursiile plătite cu banii furați de la americani în Franța. A fost suficient ca românul să ia avionul spre Boston și să fie arestat. Hackerii prinși pe pământ american și au recunoscut vinovăția. Dolan a primit 7 ani de închisoare, iar Gudul 21 de luni de închisoare. Agenții americani au avut mai multă bătaie de cap cu cel de-al treilea membru al rețelei. Adrian Tiberiu Oprea e considerat șeful grupului. Hackerul stabilit în Constanța a negat acuzațiile și a cerut de 7 ore amânarea cererii de extrădare făcută de americani. Judecătorii români au decis însă că Oprea poate fi judecat în Statele Unite. Deși l-au identificat și l-au pus sub acuzare, serviciile secrete americane nu au reușit să-l prindă pe cel de-al patrulea membru al rețelei. Fugarul este din Râmnicu Vâlcea, fieful hackerilor care au făcut carieră din furturi pe internet. Cel mai vechi truc din amor. Desigur, cred că ați înțeles mesajul. Chiar dacă pentru noi acum aparent a fost o potentă comică, nimic nu rămâne nepedepsit și absolut fiecare fapt, deci asta mai devreme sau mai târziu, este descoperită. Astfel încât în momentul în care mergem pe calea asta, opțiunile pe care le avem și pe care le puteți citi singur pe slide, nu sunt foarte multe, dar merg toate în aceeași direcție. Ce alte opțiuni mai avem? Pentru că vă întrebam la început, care dintre voi sunt hacker? A fi hacker nu este un lucru. Depinde, în schimb, cum îți folosești cunoștințele. Toți hackerii folosesc aceleași unelte, folosesc aceleași aplicații, au aceleași metode. Contează doar modul în care le folosești, și anume acceptul beneficiarului. În explozia care va urma, și mă refer aici la Internet of Things, în dezvoltarea asta a echipamentelor, a industriei, accelerată, presiunea asupra pieței impune ca foarte multe produse să fie lansate pe piață fără o verificare atentă. De fapt, nici nu poți să-l verifici din toate punctele de vedere. În condițiile în care un atacator are o singură țintă și își canalizează toate eforturile pe țintă, producătorul sau deținătorul ar trebui să aibă grijă de absolut orice scenariu posibil în care produsul sau serviciul respectiv poate fi atacat. Tocmai de aceea, a fi hacker este o meserie de viitor. Este o meserie care înseamnă creativitate, care înseamnă recunoaștere într-un mediu profesional foarte util și care, în ultimul rând, poate însemna venituri foarte bune. Dar acest lucru trebuie făcut într-un mod etic. Într-un mod în care, în acord cu beneficiarul, sunt în niște programe speciale, tot pe mulți dintre noi, că deja zâmbesc. Probabil că le pare că n-au recunoscut la început de pasiunea pe care o au. Tocmai de aceea, una din opțiuni o reprezintă Coordinated Vulnerability Disclosure. Este un proiect care pleacă dintr-o inițiativă internațională, proiect concretizat la nivelul Europei printr-un număr de state membre care adoptă această politică și anume de identificare în mod responsabil și de divulgare a acestor vulnerabilități. Practic, Coordinated Vulnerability Disclosure este un mecanism în care o persoană găsește o vulnerabilitate. Există o persoană care raportează această vulnerabilitate. De cele mai multe ori, cine o găsește, o și raportează. Raportarea trebuie făcută către vendor. Ca mai apoi, această vulnerabilitate să fie rezolvată și trimisă spre utilizator, spre cel care deține produsul, având deja vulnerabilitatea. De aceea, în acest proces, este un proces de încredere care se leagă între cel care descoperă vulnerabilitatea și vendor. Acest proces, de cel mai multe ori, e bine să fie mediat de o terță parte și anume aici intervine rolul CERPRO, care preia vulnerabilitatea, o verifică în baza datelor furnizate de cel care a găsit-o, stabilește condițiile în care a fost identificată acea vulnerabilitate și apoi, împreună cu cel care a găsit-o, iau legătura cu vendorul
pentru a rezolva problema și pentru a veni cu update-urile pe piață pentru deținători. Ce este important de reținut? Este faptul că o vulnerabilitate identificată nu trebuie să fie în urma unui act criminal. Tocmai de aceea, cele mai multe vulnerabilități care sunt clar condiții de CVD sunt cele pentru appliance-uri, pentru produse, software pe care le avem în casă. Și o să vă dau exemplu unei vulnerabilități, unui caz de Corporate Vulnerability Disclosure, pe care CERT-ul l-a mediat acum 2 ani de zile, un caz foarte important în România, care a salvat, o să vedeți, câteva zeci de mii de oameni de la posibile incidente de securitate cibernetică. Legat de site-urile web, știm foarte bine că a scana un site web, a testa un site web, nu este legal. Este ilegal. În zona de online, imediat ce a fost descoperită o vulnerabilitate, pasul următor nu mai trebuie făcut, pentru că poate fi considerat deja o exploatare a acelei vulnerabilități. Și ajungem în condițiile codului penal, articolul 360, unde este un lucru penal. Mai mult decât atât, a continua în online să faci pași, să exploatezi vulnerabilitatea, poate aduce un transfer, poate duce la un transfer de date din calculatorul sau din site-ul respectiv în calculatorul propriu, care ea nu este legal. Tocmai de aceea, acest CVD trebuie foarte bine înțeles. Iar zona de ethical hacking trebuie foarte bine poziționată în raport cu vendorul și în raport cu deținătorii produsului. Dar o să vă dau și alte exemple. Există foarte clar programe de bug bounty. Poate ați auzit de ele, cu siguranță, poate și participați. Sunt programe prin care deținători de produse, servicii, portaluri, pun la dispoziție, în niște condiții stabilite, secțiuni din portal, secțiuni sau produsul în sine, și sunt invitați hackerii etici, sunt invitați hackerii să identifice vulnerabilitățile, iar pentru cei care le identifică, există recompense. Există auditurile de securitate, care se fac în baza unui scenariu care înseamnă o punere de acord între hacker și proprietarul soluției. Deci, zona de ethical hacking poate fi folosită într-un scop benefic comunității, într-un scop benefic personal, cum spuneam, cu recunoașterea valorii profesionale în mediul IT-știilor. Haideți să revenim la acest caz, pentru că mi se pare concret și tocmai de aceea l-am ales. E vorba de un router și e foarte bine că routerul stă între toate informațiile pe care le avem în casă, providerul de internet și mai apoi internetul. Orice router are o serie de porturi deschise. Important pentru noi este portul pentru serviciul de telnet. La o scanare, observăm că astfel de echipamente erau 20.000 și 500 în România, și apoi Polonia, China, Nigeria, Columbia, localizate cele mai multe în România. Avem și o localizare chiar pe orașe, cu numărul de echipamente vizate, și avem o localizare inclusiv pe providerii de internet. În ce a constat vulnerabilitatea? Practic, la o simplă căutare pe Google, exista o parolă default pentru adminul acestui router, dar care nu funcționa. În România nu funcționa. Lucru aparent bun. Tocmai de aceea produsul a fost distribuit, peste 20.000 de oameni l-aveam în casă, dar cineva a luat și l-a desfăcut. Știți cum sunt ei care desfac. Și a observat geamul. Nu a fost foarte greu să observe care transmite, pe care se primește. S-a conectat la acei jumper. Și mai departe, nu este o filozofie foarte complicată. Aici au fost șterse caracterele. A aflat că acel router, indiferent de resetări
de oricâte resetări sau orice alte configurări i-am fi făcut software, avea by default un admin pentru root. Un acces. Hardcodat. Unic pentru toate echipamentele. Ceea ce înseamnă că din clipa respectivă, o astfel de vulnerabilitate, dacă era devolată, nu știu, în dark web sau pe forumuri, 20.000 de oameni erau vulnerabili și datele lor personale puteau fi luate cu foarte mare ușurință. În schimb, respectiva persoană a venit la CERTRO, am constatat că așa este, am înțeles gravitatea, am discutat cu furnizorul de cu ISP-ul respectiv și toate 20.000 de rutere au fost retrase de pe piață și au fost schimbate într-un timp, aș putea spune, record, astfel încât nu avem un incident de securitate cibernetică raportat la CERTRO pe această vulnerabilitate. Practic, 20.000 indexate de șodan. 20.000 indexate, da. ISP-ul le-a schimbat pe toate care erau distribuite. Exact cum spuneam, aceasta este o modalitate etică de a raporta vulnerabilități. În niciun caz, procesul de coordonated vulnerability disclosure nu poate fi folosit ca paravan pentru acțiuni deja ilegale făcute. În niciun caz, în momentul în care cineva a intrat într-un mod ilegal, într-un sistem, într-un site, sau a accesat niște date într-un mod ilegal, nu se poate prevala de CVD enunțând acea vulnerabilitate către CERTRO și către vendor. Tocmai de aceea am spus că în cazul identificării de vulnerabilități de la distanță prin internet, o dată identificată și documentată greșea de securitate ce ar permite accesarea unui sistem informatic, activitatea de testare se sistează. Nu se mai depinde acțiunea efectivă de exploatare a breșii de securitate, chiar dacă aceasta ar putea ajuta și la identificarea altor vulnerabilități, fără acordul deținătorului. Ce trebuie să vă mai spun despre CERTRO, pentru că exemplul cred că este elocvent și cred că ați înțeles care este proiectul acesta de Coordinated Vulnerability Disclosure pe care îl promovează CERTRO pentru a încuraja, de fapt, această activitate. Pentru că exemplul arătat, poți face lucruri utile comunității, iar recunoașterea pe care o primești este una foarte valoroasă. La CERTRO lucrăm foarte multe ghiduri de utilizare. Vă încurajez să intrați pe site-ul CERTRO. Avem ghiduri de bună practică în mediul online, în zona de internet banking, chiar și în zona accesului la internet de către copii. Aveți frați mai mici, ghidul a fost un succes în școli. La fel, pentru aproape fiecare din problemele pe care le întâmpinați și pe care le găsim utile și adresabile unei arii mai largi, facem astfel de ghiduri. La fel, urmăriți-le pe toate mediile și canalele, de la Facebook, Twitter, la absolut toate. Avem exerciții pe care le facem și nu vreau să vă rețin atenția decât un exercițiu. Este vorba de European Cyber Security Challenge, care anul ăsta va avea loc în România. România a participat în ultimii ani, am luat de două ori locul 2. Anul trecut, din păcate, am luat locul 9. Sperăm ca România să avem un salt, să fim pe locul de fruntașii, de ce nu poate și pe primul loc. Spuneam, anul acesta se desfășoară în România. Concursul vor fi aproape 300 de participanți din 20 de țări. Dar, înaintea acestui concurs, în fiecare an, CERTRO face o selecție pe etapa națională. Există un Romania Cyber Security Challenge, unde o echipă de tineri, în urma unei preselecții, este antrenată pentru a participa la concursul internațional. Vă încurajez să fiți activi, să vă depuneți CV-urile, să vă demonstrați competențele, pentru că este un exercițiu de mare calitate, de mare anvergură și care vă poate arăta cum vă poziționați față de colegii din țările europene.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că la cadrul CEPRO avem și un program de voluntariat. În programul acesta de voluntariat atragem tineri ca dumneavoastră. Avem în clipa de față 15 voluntari, iar 2 dintre ei au aproape 16 ani. Deci și mediile de vârstă mai mici pot colabora cu noi. Este un program prin care popularizăm, diseminăm informații, vă ajutăm, vă instruim.